La mulți ani, România, la mulți ani, români! Dragostea de neam și țară, credința în Dumnezeu, cei doi piloni care au susținut neamul de-a lungul vremurilor și îl vor susține până în veșnicie. Doar două locuri din lume, Părinte Profesor, sunt numite Grădina Maicii Domnului, iar unul dintre ele este țara noastră. Și la această sărbătoare o rugăm pe Măicuța Preacurată să nu ne lase din brațele ei părintești, pentru că atât de mult a iubit-o neamul, încât țara noastră a fost numită grădina ei. O, Măicuță Sfântă, te sub cruce, Maică îndurerată, te-am primit de mamă, noi și lumea toată. Când plângeai sub cruce, ceață în negri vor zarea, vino tu, Măicuță, să ne arăți cărarea. Iar când nor și ceață în negri vor zarea, vino tu, Măicuță, să ne arăți cărarea. Să ne înțelegem, nu mai avem vreme să îmbătrânim. E țara în primejdie. Dacă ne strângem, nu ne strâng alții de pe jos. Știți că la un moment dat, un ordin al unui mareșal român a spus: români, Vordon trece Prutul. E momentul să ne întoarcem fiecare la casă și să prăznuim Prutul care curge prin biserică și care e Iordanul cel veșnic. Eu vă mulțumesc pentru seara aceasta și să știți că deja simt Crăciunul a venit. La 1 decembrie e Crăciunul anul acesta. O să ținem în 24 de zile de Crăciun. Să nu uitați cine, cât și cum a plătit pentru libertatea noastră. Și vă rog, când vă e greu, să nu uitați.
orice ar spune unii sau alții, rămânem grădina Maicii Domnului, nu pentru că avem pom frumoși, nu pentru că suntem oameni buni și luminoși, ci pentru că Maica Domnului a ales. Și unde alege Maica Domnului, nu-i prilej de ștampilă, e prilej de cruce. Trebuie să învățăm să o portăm. Vă mulțumesc din calea afară și rog pe Hristos cel ce se naște în Ieslea Betleemului să vă dăruiască bucuria Sfinților și pentru rugăciune preacuratei Maicei sale și a Sfinților români căzuți în toate câmpuri, în toate timpurile, pentru demnitatea noastră națională și pentru unitatea noastră, să ne miluiască și să aibă grijă de noi. Amin. Pentru onor la România mare!